Bine v-am găsit, maestre. Să știți că sunt fericit că sunteți aici. Doamne, ce rochie superbă. Mulțumesc, Viorica, dragă, tu arăți totdeauna superb. Mulțumesc. Te felicit, draga mea. Servus, Silviu. Servus, Paul. Mulțumesc frumos, actorul Teatrului Național, Silviu Biri și Ioana. Îți mulțumesc, dragilor. Un pic m-am speriat când am intrat în platou și am văzut atâtea cuțite și săbii pe masă. Dar după aceea am realizat că e vorba de Gheorghe Turda. Din cele 1111 piese rare, zic eu, am avut doar 9. Pentru că panoplia o am o parte la Câmpina, la căsuța mea de la Câmpina, pe care tu o știi foarte bine, și pe cealaltă parte la București. Tu ai filmat și în totalitate piesele când ai fost la mine acasă, da, așa da, da. Dar acolo, când o să ne explicăm de fiecare în parte, am un cuțit primit cadou de la președintele Mexicului, în 1975. Păi eu zic să luăm loc și să ne duelăm împreună, ca să zic așa. Vă rog frumos să luați loc. Viorica, du-te lângă Gheorghe Turda. Silviu, mergeți în partea aceea platoului. Pentru că pe mine chiar mă interesează, e foarte impresionantă colecția maestrului Gheorghe Turda, mai ales că ea se... ați adunat toate lucrurile acestea pe parcursul anilor. Câți ani sunt aici? 75, primul cuțit. Acesta este... Înainte cu un an să mă nasc eu, tată. Exact. Da, așa mi se pare, da. 75 a fost cu o rapsodie română în Mexic, însoțind delegația prezidențială de la acea vreme cu tovarășul. Extraordinar. Da. Și cadourile care am primit noi artiștii după recepția oficială, da. Aici este un cuțit aztec. Deci, ia uita ce frumos este. În piele. Lama nu e foarte tăioasă. Așa. Dar acesta? Sunt o parte făcută în România, asta e făcut la Cugir. Da, e românesc. E românesc, dar restul, înțeleg. Turcia, Dubai. Da, recunoașteți, da. Cuțitul turcesc. Ăsta e de la mine, de la Sighetul Marmației. Care e din Sighet? Ăsta. De la o doamnă frumoasă care mi l-a cădorit de curând. Așa. Și aici ce avem? E o sabie, mai micuță. Așa. Au documente, pentru că nu sunt vorba aceea, sunt legal înscrise, pentru că sunt totuși arme albe. Da. Și fiind și vorba aceea salariat pe vremea când era la capitală, doar știi că ai fost la mine la birou, colegii mei de la arme mi-au dat autorizație de port de 1111 cuțite. Am înțeles. Iar toate sunt primite, Paul, sunt primite cadou. Da? Nu am cumpărat niciunul. Deci foarte interesant. Toate sunt primite de la prietenii mei și din țară și de peste hotare și din străinătate. Foarte frumoase. Da. Vă felicit pentru colecția dumneavoastră, dar de unde pasiunea aceasta? Păi, de unde sunt eu? Din Săpânța! Păi noi nu suntem neam de cuțitari? Oșenii și maramureșenii, da? Deci ne apărăm sau ne-am apărat dintotdeauna. Dar cum e zicala aia cu pălinca? Nu, bine, taie cuță tu, că l-am ascuțit amu pe tocilă la morar, să tai, știi tu ce, la jandar. Da. Da. Da, bravo, maestre, vă felicit. Pare că fiecare coarta lui a reușit să ajungă și să impresioneze prin micul ecran. Și asta e foarte important, pentru că ne dorim pentru dumneavoastră, pentru publicul care ne apreciază și ne aplaudă de atâtea ori la scenă. Vă mulțumesc, dragilor, că sunteți alături de mine. Aș vrea să continui discuția cu pasiunile și aș vrea să încep din nou cu maestrul Gheorghe Turda, care nu a venit singur, a venit cu colecția dânsului de cuțite, să zic așa. Deci câte aveți acasă? 1111. Extraordinar. 1111. Dar ce alte pasiuni mai aveți? Sau, în afară de faptul că am văzut colecționați cuțite. Anumite expresii pe care le întâlnesc pe marile scene. Da. Știi ce a spus Shakespeare despre muzică? Ce a spus? Dacă muzica este hrana dragostei, atunci cântați. Extraordinar. Dacă muzica este hrana dragostei, atunci cântați. Foarte frumos.